Hai să gătim chifle pentru burgeri împreună cu căsuța mea. Într-un vas încăpător turnăm laptele călduț, apa călduță, uleiul, adăugăm zahăr, drojdia uscată și ouăle la temperatura camerei. Amestecăm ingredientele împreună. Peste amestecul lichid adăugăm sarea și făina cernută. Continuăm să amestecăm ingredientele cu lingura. Apoi continuăm să frământăm cu mâinile până aluatul nu se mai ține de degete. După ce am frământat aluatul, punem într-un bol uns cu ulei și lăsăm la crescut. După ce aluatul a crescut, îl transferăm pe masa de lucru. Împărțim aluatul în 12 părți egale. Din fiecare bucată formăm beluțe. Transferăm fiecare beluță pe suprafața de lucru unsă cu ulei. Învelim beluțele cu folie alimentară și lăsăm la crescut încă pentru o oră. După ce au crescut bilele noastre, luăm câte una, aplatizăm din nou și împăturim. Formăm din nou biluțe. Transferăm bilele noastre în forme. Învelim din nou cu folie alimentară și lăsăm pentru ultima oară la crescut. Chiflele deja crescute le ungem cu apă. Și presurăm cu susan. Coacem chiflele în cuptor preîncălzit. Chiflele sunt atât de moi, pufoase și pur și simplu delicioase. Acum voi rupe una să vă demonstrez cât de bine arată pe interior. Priviți! Chifle ideale pentru burgeri sau sandvișuri. Poftă bună!